dintre tăceri, Brâncuș a ales-o pe cea mai adâncă, mai grăitoare decât toate, tăcerea omului, și ascultat-o. A tăcea tăcere, ce lung infinitiv! Dar din tăcerea aceasta, ținând fie de istorie, fie de gramatica românească, el, Brâncuș, avea să facă un monument universal. Universal? Da, la propriu universal, adică plin de înțeles pentru oricine. O catedrală nu este așa. O piramidă nu este așa. Dacă, ducând gândul până la capăt, îți închipui o ființă extraterestră venind să ne vadă, atunci nu-i poți arăta o catedrală, nici o piramidă, fără să-i dai explicații. Stai să vezi ce au vrut oamenii, ea îi spune. Dar în fața mesei tăcerii, ai spune doar, stai și vezi.